Hessie Taft, născută Levinson, avea numai 6 luni când mama i-a adus-o la un fotograf renumit. Pe vremea aceea să-ți faci o poză era un moment special. Se întâmpla în 1935 în Germania nazistă. One day the cleaning lady who came in said, "You know, Mrs. Levinson, I saw Hessie on the front cover of a magazine and it was a family magazine." Revista se numea Soarele de acasă. Părinții Hessiei nu înțelegeau cum a fost posibilă întâmplarea și imediat s-au temut, în epoca în care prigoana evreilor era peste tot. The propaganda ministry of Hitler government, which was run by Goebbels, had authorized a contest for a perfect Aryan baby, and they went to the 10 best photographers in Germany and asked them to submit their 10 best pictures. This photographer was one of the ones asked. As I said, he was prominent. And he told my mother, "You see, I slipped your baby in with my pictures." And my mother said to him, "But you know that this is a Jewish child." He said, "Yes, I know, but I wanted to allow myself the pleasure of this joke." Și astfel, în imaginea viitorului arian perfect al Germaniei naziste, era și un copil evreu. Părinții Hessiei nu s-au bucurat de uriașa ironie însă. My parents were petrified that I'd be recognized. And so I couldn't go to the park to play. La 2 ani după ce a fost făcută această fotografie, familia Hessiei a fugit la Paris, apoi în Cuba și în sfârșit în siguranță în Statele Unite. Dar nicăieri nu și-au spus povestea, nici măcar când Hessie a mers la facultate sau când a ajuns profesoară de chimie. Abia luna trecută, femeia a donat un exemplar al revistei din 1935 cu ea pe copertă, memorialului Yad Vashem din Israel, și a povestit extraordinara întâmplare. Cu toată povara secretului, îi mulțumește acum fotografului german care a avut atâta curaj și umor să înfrunte măcar în parte un regim criminal.